Ostași ai Domnului iubiți, ridicați stindardul sus, nu cădeți în ațipire, căci e vremea de trezire. Ridicați altare sfinte cu post și cu rugăciuni, ca în aceste vremuri grele să revărs în voi putere. Lenevia, clevetirea, necredința și alte multele păcate, dați-le de grab afară, căci e vremea de trezire. Intrați de grab în odăiță și stăruiți să aveți credință, căci Duhul Sfânt i-o voi turna la cei ce sincer m-or chema. Azi, mai mult ca niciodată, Duhul ațipirii pe mulți au cuprins. O, ne iartă, Doamne, de-a noastră stare, fă-ne conștienți că suntem doar aburi. Mai vorbește, Doamne, inimilor noastre, să nu ne compari cu Laodicei au dat, să nu spui, o, Doamne, că noi suntem morți, deși viață în trup încă mai avem. Pregătire, pregătire, strigă Duhul Sfânt, creștine, lucrați cu avânt și spor, curățiți al meu ogor. Spuneți la toți ca să știe că-mi grăbesc a mea venire. Faceți-vă partea voastră și adunați ulei în vase, căci de mult eu tot aștept a mea nuntă să o încep. Să veniți cu zile sfinte, cu post și cu rugăciuni, ca să pot deschide cerul, să stropesc cu sânge sfânt. Să vă acopăr cu mantaua izbăvirii și protecția divină, ca cel rău să n-aibă parte de sufletele voastre. V-am vorbit și vă vorbesc, căci vreau să vă înștiințez de planul ce-l pun la cale demon deghizați în îngeri. Ei vorbesc cu dublu sens ca să nu poți să-i pricepi planul lor diabolesc și astfel să cazi în el. Stați de strajă, dragi creștini, și adânciți-vă în cuvânt, ca el să vă descopere tot ce are să se întâmple. Cereți, cereți cu credință să fiți botezați de Domnul, căci botezul cu Duh Sfânt este darul cel mai sfânt. Apoi cere cu credință umplerea divină, ca să poți abirui când Satan te-a ispiti. Nu accepta compromisuri ca să nu-ți pătezi veșmântul, căci păcatul obturează poarta ca să intri în ceruri. Amin.